Bine v-am regăsit la o nouă întrebare din seria Să ne gândim. Să revedem ca de obicei întrebarea de data trecută. De data asta e vorba despre întrebarea cu numărul 95. O persoană spune adevărul într-o singură zi din săptămână. În toate celelalte 6 zile spune numai minciuni. Și într-o zi, persoana respectivă spune: în zilele de luni și marți, mint. În ziua următoare, spune: azi este joi, sau sâmbătă, sau duminică. Iar în ziua următoare, spune: în zilele de miercuri și vineri, mint. Și întrebarea este: în care zi a săptămânii persoana respectivă spune adevărul? Ce știm în legătură cu cele trei afirmații? Întâi, știm că sunt făcute în 3 zile consecutive. Am spus de fiecare dată, în ziua următoare, persoana spune. Și asta înseamnă că mai știm ceva, și anume că sunt sau toate trei false, sau două dintre ele sunt false și una adevărată. Pot fi toate trei false, pentru că persoana spune adevărul într-o singură zi din săptămână și ziua respectivă poate să facă parte din aceste 3 zile consecutive sau, la fel de bine, poate să nu facă parte din cele 3 zile. Dar, din fericire, putem demonstra că una dintre cele 3 afirmații este adevărată. Cum? Afirmațiile 1 și 3 nu pot fi amândouă false. Să vedem de ce. Dacă afirmația 1 este falsă, înseamnă că persoana spune adevărul fie luni, fie marți. Obligatoriu, dacă afirmația e falsă, trebuie să spună adevărul în una din cele 2 zile. Dacă afirmația 3 este falsă, înseamnă că persoana spune adevărul miercuri sau vineri. Dar este imposibil să spună adevărul în 2 zile din săptămână. Știm că spune adevărul într-o singură zi din săptămână. Asta trebuie să aflăm, care este ziua respectivă. Deci afirmațiile 1 și 3 nu pot fi amândouă false. Pe de altă parte, știm că nu pot fi amândouă adevărate, pentru că una singură din cele 3 afirmații poate să fie adevărată. Așa că, obligatoriu, una dintre afirmațiile 1 și 3 este adevărată. Și acum mai știm ceva foarte important, și anume că afirmația 2 este falsă. Cele 3 afirmații sunt făcute în zile consecutive, deci așa cum am mai spus, una singură dintre ele poate fi adevărată, persoana spune adevărul într-o singură zi din săptămână, dar știm acum că afirmația adevărată este fie 1, fie 3. Ceea ce înseamnă că știm cu siguranță că afirmația 2 este falsă. Și dacă este falsă, înseamnă că ziua a doua nu poate fi nici joi, nici sâmbătă, nici duminică. Dar asta mai înseamnă că ziua întâi nu poate fi nici miercuri, nici vineri și nici sâmbătă. Și mai înseamnă că ziua a treia nu poate fi nici vineri, nici duminică și nici luni. Acum să presupunem că afirmația 1 este adevărată. Atunci afirmația 3 trebuie să fie falsă, ceea ce înseamnă că persoana spune adevărul miercuri sau vineri. Dar noi știm deja că ziua întâi nu poate să fie nici miercuri, nici vineri. Așa că presupunerea că afirmația 1 este adevărată, ne-a dus la o contradicție. Deci ea trebuie să fie falsă. Dar atenție! Dacă e falsă, înseamnă că ziua în care persoana spune adevărul trebuie să fie luni sau marți. Însă știm că ziua a treia nu poate fi luni. Așa că ea trebuie să fie marți. Vedeți acest lucru aici. Am găsit răspunsul, persoana spune adevărul în zilele de marți. Să trecem la întrebarea cu numărul 96.
În întrebarea de azi va fi vorba despre o distanță pe care o parcurge alergând un soldat. Vreau să vă spun de la început că răspunsul se poate găsi, normal fiind vorba despre mișcări, și folosind ecuații din mecanică, ecuații cinematice. Dar frumusețea întrebării este aceea că răspunsul se poate găsi și mai simplu. Trebuie doar să știm că în mișcarea uniformă, distanța parcursă se calculează înmulțind viteza cu durata mișcării, așa cum vedeți în această formulă, și un pic de aritmetică, aritmetică de gimnaziu. De aceea n-am făcut desene pentru această întrebare, ca să nu-i favorizez pe cei care sunt obișnuiți să rezolve probleme de mișcări, de cinematică. Un detașament de soldați tocmai pleacă dintr-o unitate militară, deplasându-se în coloană cu viteză constantă. Detașamentul are lungimea de 100 de metri. Un soldat din ultimul rând primește un binoclu pe care trebuie să-l ducă la soldații din primul rând. Așa că pornește alergând pe lângă detașament cu viteză constantă spre primul rând. Este important să rețineți că exact în momentul în care soldatul începe să alerge, cei din primul rând ies pe poarta unității militare, sunt în dreptul porții. Când soldatul ajunge la cei din primul rând, le dă binoclul și se întoarce imediat, fără să piardă timpul, alergând cu aceeași viteză pe care a avut-o până atunci spre locul lui, adică spre ultimul rând de soldați. Și ajunge acolo exact în momentul în care ultimul rând trece și el de poarta unității. Se găsește în dreptul porții unității. Și întrebarea este, ce distanță a alergat soldatul în total, dus întors? Succes! La revedere!